Salutare, fete dragi! Bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi unboxing Oriflame al catalogului 7. Pentru că i-a venit deja în rândul, am întârziat un pic cu comanda pentru că am mai vrut să mai aștept câteva oferte și nu au mai venit, așa că am pus comanda, n-am mai așteptat după ele. De obicei apar câteva oferte în timpul campaniei, cam în a doua săptămână sau în prima vineri din campanie. Și atunci am zis, hai să mai aștept, dar n-a mai venit nimic. Așa că am zis, hai că pun totuși comanda. Și am aici o plasă plină cu noutăți, pentru că nu mi-am mai adus cutia. Vreau să vă arăt chestia cea mai mare pe care am primit-o. Asta am primit-o de la ei. De la Oriflame, aoleo. Ia uitați ce cadou drăguț am primit. O cană cu ruj și... scrie hashtag eu sunt unicitate și Oriflame. Foarte drăguț, îmi place forma. Așa e forma cănii. Chiar e foarte, foarte faină. Mulțumesc tare mult, Oriflame. Chiar nu m-am așteptat la ea. Apoi, pe site. Asta e ofertă doar online. Este un set Giordani la 70 de lei, care vine astfel. Parfum cu deodorant, cutie de cadou, arată foarte bine, foarte frumos. Un gift box superb. Vedeți că iar vin sărbători, iar vin evenimente, așa că e un set foarte frumos, consistent. N-ai cum să dai greș cu el pentru că miroase senzațional parfumul. Și atunci ei s-au gândit să ofere acest set cu cutie, cu tot, la vânzare. Și arată foarte, foarte bine. Apoi mai am aici câteva pliante. Să știți, chiar se lansează parfum nou. De fapt, se vor lansa chiar două. Ia uitați. Arată super, super bine. Se cheamă Swedish Experience și vor fi două tipuri de parfumuri. Asta se cheamă Blazing Warmth, dar mai este încă un fel. Și... ei vor relansa gama asta de Optimals. Deci vor fi rebranduite, vor fi cu noi ingrediente, ambalajele vor fi diferite, dar acum, pentru început, au lansat prima dată Urban Guard, gama asta, superbă, cu verde, da, pentru pielea stresată. Și vor fi foarte multe produse pe care ei, de exemplu, nu le-au mai avut, cum ar fi un ser esență și un spray facial. Acesta, totul pentru pielea stresată, mai ales pentru femeile care lucrează afară, într-un mediu poluant. Așa, se pot comanda și mostre și am văzut că va fi și o apă micelară, un ulei de machiant și toner și un cleanser mai hidratant. Deci sunt câteva produse care nu au mai fost până acum. Și încă o chestie pe care am văzut-o super, super interesantă, dar de-aia vă las linkul în descriere să vă faceți și voi un cont. Pentru că oferta e bestială, deci se lansează produsele astea noi în catalogul următor. Deci dacă vă faceți un cont, plasați o comandă minimă de 70 de lei, primiți aceste materiale și aveți timp să vă strângeți o comandă de 250 de lei ca să vă puteți cumpăra această trotinetă cu 50 de lei. Este o ofertă super, super bună, are și frână. Această trotinetă și, sincer, la 50 de lei mi se pare wow. Și de azi cred că o să pun și eu o comandă. Mi se pare interesantă chestia asta. Și dacă nu pentru tine, dar să faci cadou sau pentru copii, chiar e o ofertă foarte bună. Aici este și setul cu cadouri pentru bun venit și pentru sponsori. Sunt niște genți din gama Swedish Experience. Tot așa. Foarte drăguțe, Swedish Collection. Apoi, după cum ați văzut și din catalogul trecut, s-au lansat aceste două produse înlocuitoare de masă și au dat acum la fiecare comandă un pliant din acesta cu informații despre aceste înlocuitoare de masă care conțin proteine, fibre dietetice, vitamine și minerale, astfel încât să îți ofere aportul necesar de vitamine și de minerale și de proteine, tot ce are nevoie corpul nostru. Și vă puteți face un tracking al greutății voastre aici, pe un tabel.
E foarte fain pentru 12 săptămâni. Și vă puteți măsura, vă puteți scrie greutatea, cât aveți în bust, talie și șolduri și astfel vedeți cât ați slăbit cu acest tabel. E foarte util. Apoi mai am aici, văd că un flyer și acesta este catalogul următor, exact cum v-am spus, cu noile produse de la Optimals și sincer mi se pare chiar mai gros acum catalogul, are 151 de pagini, chiar mi se pare mult mai consistent. Văd că au introdus și o secțiune specială pentru wellness, care este mult mai micuță, la mijlocul catalogului, dar vor fi și data viitoare multe oferte faine și la wellness. Chiar mi se termină asta Xantino, sper că o să aibă ceva ofertă la el. În catalogul acesta mi-am luat câteva noutăți, ca de obicei. Am primit și o mostră, văd că la crema de zi Urban Guard, așa că de-abia aștept să o încerc. Mi-am luat, îmi trebuia ceva micuț acolo pentru reducere și am cumpărat o mască din asta Hair Smoothie. Asta îmi place foarte mult. Asta e cu mango. Deși scrie că este pentru părul vopsit, eu o folosesc și pentru părul meu pentru că măștile astea sunt delicioase, sunt foarte hidratante, dar au un parfum foarte plăcut și natural de piure de fructe, așa că îți lasă părul foarte moale, dar mai ales foarte plăcut parfumat. Aici am văd că și serumul, tot de la Urban Guard, așa că de-abia aștept să le încerc. Am mai luat un Giordani White, pentru că ăsta chiar nu-l mai aveam acolo la stash și e la un preț foarte bun în catalog. Apoi, un alt produs care e numai bun de avut în casă, e ăsta Fire Glacier. Ăsta a fost la, tot la reducere, la 30 de lei, parfum pentru bărbați, dar miroase foarte, foarte bine. Apoi, nu prea mai am șampon, așa că mi-am luat încă un Eleo, pentru că pe celălalt l-am terminat recent. Asta îmi place foarte mult cum îmi lasă părul, deși e mai scump la Oriflame, chiar îmi place foarte, foarte mult. Deci îmi lasă părul foarte fin, nu mi se îngrașă mai repede, chiar dacă conține uleiuri, și îmi hidratează părul foarte bine. Pot să-l piaptăn rapid după ce îl spăl. Eu de obicei îl piaptăn ud, nu-l usuc și după aia îl piaptăn. Deci, dacă aveți nevoie de un șampon hidratant și foarte bun, ăsta de la Eleo vi-l recomand cu drag. Apoi, mi-am luat noul parfum, Women's Collection Peony. Mi-am luat două pentru că astfel a fost mai ieftin. Deci, dacă vă luați unul, era la 50 de lei, dar dacă vă cumpărați două, atunci era 35 de lei bucata și nu neapărat doar Peony, ci putea fi și din Men's Collection. Astfel încât aceeași ofertă se aplica și pentru Men's Collection. Hai să desfacem să vedem cum miroase. Chiar sunt curioasă să văd de asta. Îmi place mult ambalajul. Și aici textura cu auriu e foarte frumoasă. Mamă, ce frumos! Deci, mai de mult, ei aveau sticluța simplă, cu această etichetă frumoasă și pe spate au introdus acum niște decals, îi zice pe engleză, nu știu cum exact cum îi spune pe română, dar sunt aceste upbuild-uri foarte faine cu bujori, astfel încât să se vadă. Mamă, deci îmi place mult ambalajul ăsta, e chiar foarte, foarte frumos, deci e în 3D pus. Și astăzi chiar nu m-am parfumat încă, dar... Primăvara la sticluță. Nu mi se pare un parfum foarte puternic, sincer, mi se pare un parfum portabil, un parfum proaspăt, foarte puțin dulceag. Deci, ca și ingrediente principale are magnolie înrourată, bujor și mosc. Cred că magnolia îi dă aroma aia un pic mai dulce. Nu prea simt moscul, sincer. Poate după ce se mai așează, cred că mi-am pus prea mult pentru că m-a apucat acum o tuse. Dar, da, e foarte plăcut și discret. Îl văd ca un parfum de școală sau de birou pentru că este mai light și nu cred că o să nebunească pe absolut nimeni în jurul vostru. Cred că este un parfum de zi cu zi foarte plăcut sau de ieși la picnic sau de mers oriunde unde îți trebuie un parfum light și nu un parfum foarte puternic. Dar oricum are miros de bujor și e foarte, foarte plăcut, merită. Și am lăsat noutățile cele mai faine la final. Deci, în acest catalog
S-au lansat noutățile de la Nove Age, ultimele, văd că, din această perioadă. Așa, și au mai fost oferta aceea, dacă îți cumpărai două produse, îți venea 50% reducere. Da? Ca și data trecută, de aia zic că dacă sunteți interesate de aceste produse, atunci vă las linkul în descriere să vă faceți un cont. Deja am terminat o sticluță din aceea de vitamina C și vreau să vă zic că în catalog scrie că îți ajunge pentru o săptămână o sticluță din aceea. Deci e un tratament pentru 4 săptămâni. Dar pentru mine a rezistat cam o săptămână jumătate și inclusiv pentru o altă prietenă tot cam o săptămână jumătate, pentru că este mai mult produs decât poți să-ți pui tu pe o față. Ei recomandă să-ți pui 3-4 pompițe. Ei bine, eu nu pot să-mi pun 4 pentru că este prea mult produs, inclusiv pe gât. Deci eu cu 3 mă descurc și pe față și pe gât și mai rămâne să-mi pun și pe mâini pentru că este foarte mult. Tocmai de aia zic că rezistă mult mai mult decât ei spun în catalog. Cred că ajunge aproape pentru 2 luni. Și retinolul l-am terminat cam jumătate, mai am cam jumătate și sunt foarte mulțumită de el. Chiar m-a ajutat și cu pielea și cu tenul. Nu sunt sensibilă la retinol, mi-a făcut foarte mult bine, așa că neapărat să-l încercați. Acum, hai că am luat un peeling. Văd că e destul de subțire, e bun. Asta este 6% AHA, da? E acid glicolic 3% și acid lactic 3%. Deci asta este pentru micșorarea porilor, este pentru tenul acneic, este potrivit pentru absolut toată lumea. Cine vrea să își refacă pielea, e necesar și un peeling din acesta chimic, nu doar un peeling mecanic. Și în catalog scrie că e recomandat una, două picături uniform pe față și gât un prealabil curățate seara. Deci se aplică doar seara și dimineața protecție solară pentru a nu crea pete și nu se utilizează pe pielea crăpată deteriorată. Deci acizii alfa-hidroxi sunt acizi naturali care contribuie la stimularea procesului natural de exfoliere a pielii prin îndepărtarea celulelor uscate și moarte de la suprafața pielii pentru a permite formarea de celule noi. Acest lucru ajută la redarea luminozității, la minimizarea aspectului liniilor fine, ridurilor, porilor măriți, petelor de vârstă și imperfecțiunilor. Deci e pentru reînnoirea pielii. Asta este pilul, de-abia aștept să-l încerc. Nu am găsit, în schimb, cum se folosește, cât de des, dacă se folosește zilnic sau nu. Am să mă interesez, sincer, și o să vă zic exact cum se folosește, cât de des, pentru că nu știu. Iar în cutia asta mare, de Nove Age, am fiolele cu peptide. Oare de ce am aici atâtea chestii? Ia să vedeți. Astea sunt fiolele, 7 fiole, un tratament pentru o săptămână, dar chestiile astea nu știu ce sunt. E suport pentru rupere și pentru aplicare, da? Îmi arată aici ghidul, deci zice că trebuie aplicată chestia albă pe vârful fiolei, după care să o rupi și pe urmă folosești acest aplicator transparent ca să îl utilizezi. E și o protecție ca să nu te tai. Da, interesant, chiar n-am mai văzut până acum aceste două aplicatoare, dar ele sunt, cum v-am zis. Eu oricum nu prea folosesc, eu doar le rup și gata. Deci astea sunt peptide instant. Aici zice, se folosește o fiolă pe zi, jumătate dimineață, jumătate seara. Trage manșonul peste fiolă și apasă în jos pentru a se deschide. Așează pipeta pe fiola deschisă, răstoarnă fiola și strânge pipeta pentru a elibera jumătate din conținut în palmă, masează-l pe față și gât, după curățare tonifiere evitând zona ochilor. Sigilează pipeta cu un capac pentru a păstra conținutul rămas în fiolă. Se utilizează timp de 7 zile ca tratament intensiv. Da, activii puternici din această soluție de peptide sunt extrași din planta Nicotiana silvestris. S-a demonstrat faptul că reduc ridurile prin creșterea producției de colagen și protejarea împotriva degradării acestuia. Așa, cu efect de lifting, 4% activ Tensor Mesh. Activul Tensor Mesh este un ingredient pe bază de zahăr derivat din ovăz care acționează prin crearea unei pelicule biologice de prindere cu un efect instantaneu și eficace de lifting pentru piele. S-a dovedit clinic faptul că are un efect instantaneu de întinerire
de întindere și acțiune antirid imediată. Sună bine, sincer, sună foarte bine. Așa că sunt curioasă să văd. Deci ăsta mi-a zis clar că se folosește zilnic, dar de aha n-a zis că se folosește chiar zilnic, dar sunt foarte entuziasmată de astea și exact cum se vor comporta, așa că am să le pun acolo la cutia și la dulapul de skincare. Bun, deci astea au fost noutățile, sper că v-a plăcut, scrieți-mi în secțiunea de comentarii ce v-ar plăcea să încercați și voi, ce v-a atras atenția acum din tot ce v-am arătat și ne vedem data viitoare. Fiți frumoase, vă pup! Pa, pa!